Salut și bine ai venit la Germana fără frica cu Gerhard Orman. Mulți doresc să învețe limba germană doar cu un vorbitor nativ, însă în timpul lecțiilor își dau seama că nici nu înțeleg 100% toate explicațiile profesorului. Eu personal am învățat limba română abia fiind adult, adică de la zero. Fă click pe linkul de sub video și primești o sumedenie de cadouri, inclusiv niște lecții gratuite. Ar trebui să am răbdare cu profesorul meu de limba germană și câtă răbdare ar trebui să am. Problema este că nu toate cursurile de limba germană te duc la ceea ce vrei tu. Tu singur trebuie să te gândești un pic. Adică, ce vreau eu să fac cu limba germană? Adică, vreau apoi să stau cu germană la o masă și să rezolvăm niște exerciții de gramatică. Sau vreau să vorbesc liber cu oameni. Dacă mă duc la un interviu de angajare, o să fie acceptat dacă eu spun așa. Îmi cer scuze, domnul șef, n-am înțeles întrebarea dumneavoastră. Scriți, vă rog, pe tablă, fiindcă eu m-am deprins, profesorul, să-mi scrie toate întrebările. Sau când șeful la interviu de angajare se arată cam nemulțumit de răspunsurile mele, eu zic, păi, asta este și greșeala dumneavoastră. De ce nu m-ați trimis toate întrebările înainte de interviu de angajare ca să memorizez un dialog? Fiindcă așa eu am fost deprins la lecție, profesorul mereu ne da dialoguri să le învățăm. Și de ce dumneavoastră nu puteți face așa? Da? Și așa și cu clienți. Da? Când cineva vă sună, spune că îmi cer scuze, vă rog, îmi trimiteți lista de vocabular și despre ce vom vorbi. Și după asta eu o să ridic telefonul. Fiindcă așa și am făcut la lecție. Da? Vezi absurditatea în asta. Da? Deci, dacă în realitate este că trebuie să reacționezi spontan în limba germană, să vii cu propriile idei. Când ești undeva la lucru, cineva o să aștepte de la tine ca tu singur să generezi propriile tale propoziții și propriile tale idei în limba germană. Nu poți să spui, dați-mi vă rog un exercițiu ca să am niște idei care să le pot combina și apoi vă dau un răspuns. Dați-mi, vă rog, o carte, un manual, ca să vă scriu un eseu, domnule client. Nu merge așa, corect? De aceea, dacă tu te afli la un curs de limba germană în care te simți pregătit pentru situații neprevăzute, unde ești obligat să vorbești spontan, atunci trebuie să ai răbdare. Dacă își dai seama că te pregătești pentru situații care în realitate nu vor avea loc, atunci trebuie să ai mai puțină răbdare. Vreau să dau un exemplu. Copilul nostru mai mare merge la o școală muzicală, are 5 ani, recent au fost niște concerte. La un concert au fost mai multe ansamblu de copii. Părinții filmau, erau entuziasmați. La urma urmei s-a dovedit că doar ansamblu unde a cântat pe copilul nostru a cântat în realitate, în viu. Ceilalți mișcau doar buzele sub acompaniament de muzica de discotecă. Însă erau în costume frumoase și tot era bine. Când a cântat ansamblul copilul nostru, efectul era mic, fiindcă era cu acompaniament de pian și erau 4-3 copii care cântau nu prea tare și publicul era deprins la muzica de discotecă și făcea gălăgie. Și acum, dacă părinții au dat copilul la lecție ca să aibă o amintire frumoasă a acest video, totul bine. Dar dacă ei au dat la toate aceste ansamblu copilul cu speranță copilul să devină un mare cântăreț, atunci nu e calea corectă. Fiindcă dacă copilul se deprinde că stă pe scenă și nu trebuie să cânte, el va avea panică să cânte vreodată. În realitate, așa și la german. Dacă la lecție simți confortabil, dar ai frică să vorbești în realitate,